Salutare, minunaților! Bine v-am regăsit la un nou buletin de știri minunat! V-ați gândit vreodată cât sunt de importante acțiunile noastre din rutina zilnică? Și cum acestea ne pot influența în mod inconștient comportamentul atunci când vom deveni adulți? Să știți că absolut fiecare gest pe care îl cultivăm de când suntem mici ne vor deveni mai târziu obiceiul. Și cred că nu mai este necesar să menționez faptul că unele ne pot deveni calități, în vreme ce altele să le numim puncte mai puțin forte. Însă ține doar de noi cum alegem să fim și să devenim. Dragii mei, viața de zi cu zi are nevoie de organizare, disciplină, dar și de multă perseverență. Nu poți ajunge să faci lucruri mărețe dacă nu începi prin a deplini mai întâi sarcini mici, dar într-un mod impecabil. De exemplu, să nu subestimați niciodată importanța de a vă face singuri patul în fiecare dimineață, zi de zi, într-un mod responsabil și profesionist, asemenea unui soldat dintr-o unitate militară. Această acțiune, atât de simplă, știu că este considerată adesea ca fiind enervantă, plictisitoare sau stupidă și se găsește în categoria de misiuni mai puțin iubite, la fel ca și strânsul jucăriilor, împăturitul hainelor sau curățenia din cameră, la care toate mamele noastre țin atât de mult. Însă dați-mi voie să vă spun că știu ele ce știu și am face bine să nu le mai dăm bătăi de cap prin a ne opune sau a neglija toate aceste aspecte menționate mai sus, pentru că toate ne vor folosi mai târziu atunci când ne vom dori să cucerim lumea. Faceți și voi acest exercițiu și urmăriți timp de câteva zile în mod conștient cum simplu fapt de a-ți face patul poate să-ți dea bunăstarea necesară pentru a-ți începe ziua cu entuziasm, deoarece ai acea imagine de a fi lăsat totul în ordine în urma ta, atunci când plecați fie la școală sau la grădiniță. Să știți că e foarte important cu ce fel de tonus ne începem ziua și totodată să o și încheiem așa cum se cuvine. Revenim cu bucurie în așternuturile pe care le-am lăsat în stare perfectă de dimineață. Așadar, nu uitați să începeți fiecare zi cu această sarcină îndeplinită. A fi disciplinat, organizat, dar și atent la detalii încă de timpuriu, vă poate aduce o sumedenie de câștiguri mai târziu. Dobândiți obiceiuri bune, dragi prieteni, și veți fi de neoprit. Sunteți pupați!